Să începem nebunia. MBTI pentru desenul de arhitectură. De ce trebuie să știi chestiile astea? Fiindcă îți va mai clarifica. Ce aturi ai tu în desen și îți va explica foarte, foarte simplu și clar cum poți tu să scoți ce e bun și ce nu e bun, să cumva faci damage control, da? Să nu cumva să te pierzi, știi? Ca student al arhitecturii. MBTI-ul, Myers-Briggs Type Indicator, îți dă niște coduri, ai 16 personalități. Dar ce știu sigur e că cumva sunt, devin un fel de unchi, ceva, tată adoptiv. Acum câțiva ani, țin minte că nu înțelegeam ce naiba de diferit la un elev. I-a explicam ceva care exact foarte logic și cumva nu făcea click. Asta m-a dus să aflu de MBTI în cele din urmă și că era un pic personalitatea omului altfel decât a mea. Deci nu vorbeam chiar aceeași limbă. Hai să ne gândim așa un pic. Da? Deci MBTI, 4 litere, E sau I, care te face bai extrovertit, adică îți place să fii înconjurat de oameni, energia concentrată în exterior, bai introvertit. Introvertit înseamnă că ai o lume interioară foarte bogată. Ba ești intuitiv, adică îți face să te gândești la idei, lucruri abstracte care nu sunt în fața ta. Ba ești senzor. Da, senzorial, adică îți place să vezi doar ce în fața ta, să trăiești momentul, să te exprimi prin simțuri. Ba ești rațional, thinker, T-ul ăla, da, adică folosești gândirea rațională, sau F-ul, folosești emoțiile principal, da. Și ca ultimă variabilă, ba ești perceiver, P, adică trăiești momentul, ba ești judger, trăiești momentul cumva organizat, ok? Rezultă 8 combinații posibile de funcțiuni. NE, extroverted intuition, imaginează-ți ca un copăcel de ăsta cu multe ramuri. Deci tu instant îți imaginezi 100 de lucruri la filme, flash-uri așa, știi? Multe idei originale, da? Dar nu foarte profunde neapărat. NI, tunnel vision, da? Vezi ca și cum te uiți la un scenariu viitor așa și stai și te uiți în gol, îți imaginezi ceva ce încă nu se întâmplă, știi? Cu lux de detalii. Sunt și niște exerciții pe care le folosim noi pentru, noi le predau la cursuri, pentru a mări IQ, dacă te forțează abilitățile astea să-ți mărești IQ, da? Să-ți mărești capacitățile cognitive. T-ul, extroverted thinking-ul, e rațiune forțată în exterior, adică cumva rațiunea ta se aplică concret în lumea exterioară, sau T-ii, rațiunea ta e folosită să explice cumva mecanismul intrinsec din spatele fenomenului, da? Complet deconectat de rezultate sau... Da? Poate ai văzut foarte mulți oameni foarte hotărâți sau decisivi sau unii care sunt foarte contemplativi, că stau și se întreabă de 5 ori care e sensul unui lucru. Da? După aceea ai SE, care e extroverted sensing-ul, simți cu simțurile exterioare, da? Ce e în fața ta, vizual, auditiv, kinestezic, olfativ, gustativ, da? Totul prins, da? Sau SI, care ține de amintire, de experiențe stocate în corp și cum corpul se simte pe interior, știi? Și după aceea ai feeling-ul, punctul meu slab. Extroverted feeling-ul, da? Analizezi cu emoțiile ce e în jur. Introverted feeling-ul e lumea interioară de emoții, norișorul ăla de fluturi care, da, ori crește, ori, da, nu poate fi dirijat cumva. Bun, deci știm cele 4 litere, ce înseamnă, știm cele 8 funcțiuni cognitive, ce înseamnă, acum vor veni 16 stereotipuri, ok? Lucrurile astea par foarte ciudate, dar nu sunt deloc, sunt foarte interesante, sunt ceva care tu poți să folosești foarte bine pentru tine, știi, să vezi desenul mai bine, da? O să zic de la început că tot ce zic este conturat prin prisma asta a arhitecturii, ok? Deci sunt anumite persoane care obiectiv au un avantaj în favoarea altora. Adică dacă ești un INTP, o să te descurci mult mai bine la arhitectură decât dacă ești un SFP sau un SFJ, ok? Hai să dau un pic zoom back, da? Sunt patru familii, să zicem, de oameni, adică 16, fiecare au câte 4 oameni, ok? Raționalii, care sunt oamenii obsedați intelectual, da? De creier pe băț, deconectați de ce în jur, da?
care au predispoziție de obsesie intelectuală, evident, de asta naționale. Fillerii, care sunt persoane care empatizează, da, foarte mult, sunt cei care, nu știu, văd frumosul în alt om sau, da, sunt subiectivi, hippioți, chestii, da? Persoanele acestea care ba se pierd în alții cumva sau se conectează la alții cumva, ba sunt extrem de excentrici, colorați așa ca cum se numește, ca viață, ca n-ai simți. După aceea sunt gardienii, care sunt stereotipul de oameni conservatori care cumva țin societatea ancorată și, da, în tradiție, în cum se făceau lucrurile înainte, da? Merg lucrurile cumva din inerție, știi? Inerția lucrului bine făcut înainte, știi? Deci să faci ceva nou când deja era ceva bun făcut înainte, care merge de când există oameni pe pământ, să zicem, da? Și mai sunt artizanii ultimii, care sunt cei spiritele libere, care experimentează cu viața, trăiesc prin tot felul de tripuri, da? Deci, raționalii, da? Mai începem, NTJ. Dacă ești NTJ la desen, o să vezi că o să fii foarte ambițios, o să vrei să excelezi, să fii foarte bun. Blocajele vin, deci aturi ar fi când muncești mult, adică n-am văzut NTJ să fie un leneș. Toți NTJ muncesc mult. Și eu sunt tot NTJ și muncesc mult. Blocajele ar fi dacă nu simți suficient ceea ce faci. Adică doar ești ca un fel de robot care face lucrurile doar cumva cu mintea. Știi? Doar le organizează și le mobilizează. Ce o să zic acum e foarte ca o introducere, așa, fiindcă nu are sens mai mult. Că oricum ar trebui să te uiți la video ăsta de vreo 5 ori, probabil, ca să începi să asimilezi informația. Da? Și să mai faci tu un pic de teme pentru acasă. Te uiți tu singur să studiezi un pic singură despre MBTI, despre... Ok? Da, deci să nu devii robot, asta este sticking point-ul. Naturile, mi se pare în general că vin de la sine, dacă dai la o parte chestiile care sunt, e valabil pentru toată lumea, dacă dai la o parte chestiile care sunt inutile, dacă sunt distragerile care sunt lucrurile care îți stai departe, da? Automat se exprimă de la sine atul. Alt posibil blocaj ca NTJ. Crezi că dacă le organizezi în creier, înseamnă că le și poți face. Da? Asta am pățit-o și eu. Am pus la foarte mulți, foarte mulți elevi. Doar dacă îți faci un plan, nu înseamnă că o să și faci. Și o să faci și bine. Ok? La planșa aceea de admitere, tu, cum să zic, schițele micuțe și, da? Te predai procesului. N-ai ce să faci. Cum ziceam, desenul de arhitectură se explorează. Nu poți să-l ții cumva în frâu, așa, să-l pui pe căprărică, nu merge. Bun, INTJ. INTJ-ul, aturi, mi se pare printre cele mai bune stereotipuri de arhitectură. Fiindcă sunt INTJ-ul, sunt profunzi cumva, au așa un ceva. Se vede și în linie, e o chestie acolo, e o profunzime emoțională care eu, de exemplu, nu am. Și mulți nu au, cred. Da, hai să dau un pas înapoi la INTJ. O să vezi că la NTJ mai e o chestie cu nu să te încadrezi 100% în stereotipul de student arhitect care se apreciază. Așa că tu trebuie să înveți să faci lucrurile în felul tău, dar cumva bifând căsuțele celorlalți. Știi? Adică ca să înveți bine arhitectura, te predai complet procesului și cumva îți rescrii creierul să gândească în termeni de arhitectură. Dacă are sens. Are, sigur. Și așa devii bun. Că altfel o să auzi foarte multe lucruri pe care n-au niciun sens. Sunt explicate, răst explicate. Da? Tu să înțelegi în ce se duce chestia respectivă și cum să o faci să meargă pentru tine. Că dacă na, multe lucruri o să vezi că sunt foarte vag explicate în general. Da? Probabil că sunt filler care le predau sau știi? Da? Și noi dacă le predăm ca NTJ și uităm de magia a emoției, da? Tot este o chestie care robot. Bun. Întoarcem acolo la NTJ. NTJ-ul e profund. E foarte... Da. Ca aturi. E foarte bun la a-și imagina lucruri care sunt cumva
foarte zoom din așa în detaliu, adică e creează niște lucruri care nu sunt deloc mecanice, sunt foarte profunde așa până la capăt. Defectele ar veni faptul că nu se bazează suficient pe abilități. Se bazează pe partea asta de, cum se numește, de feel, știi? Adică nu-și cultivă lumea aceea interioară, pardon, dar nu, ori nu-și o cultivă, ori se bazează prea mult și se bazează prea mult pe ea cum e, ori ignoră complet cum se simt. Adică trebuie să fie un echilibru cumva, ca întâi, între ce e valoros pentru tine și ce cumva merge sau este lucrul respectiv din fața ta. Da? Ce-ți cere tema, să zicem așa. Ok? Da? Alt defect la INFJ e faptul că sunt prea nu știu, devin mizantropi ca, da? Și te trage în jos chestia asta, da? Fiindcă ai impresia asta sunt am auzit de la toți INFJ, că cumva nimeni nu înțelege sau oamenii sunt superficiali, ceea ce s-ar putea să fie adevărat, dar nu e ceea ce crezi că e lipsa ta de capacitatea de conecta la ce în față, știi? La simțuri. De acolo apare treaba asta cu mizantropia. Da? Scap de chestia asta neapărat. Bun. NTP. NTP-ul, aturi, mi se pare că creează niște idei foarte ciudate, așa, care sunt super, sunt de impact. Adică au o rebeliune a lor care e foarte, foarte calitativă. Am avut foarte mulți studenți NTP, ce ciudat funcționează memoria. Mă întorc înapoi la INTJ. Ce am văzut la studenții INTJ? Că trebuie să te inspire din nou lucrurile, știi? Ca dacă lucrurile te inspiră, dacă simți poezia aia cumva, se activează motorașul de imaginație. Și na, de acolo încep să apară lucrurile care merg și care te împing înainte cumva. Dacă ai întâmplat, cum ziceam, idei originale care, da, de ce nu se poate și așa, dar ceva de genul ăsta, care sunt esențiale, ce drept. Nu știu cât de mult se apreciază în cei din urmă la admiteri și nu știu cât se apreciază acest spirit de free thinker în facultate, la oricare facultate e, da, dar trebuie să-ți faci datoria față de tine că ai întâmplat să poke, știi, să înțepi cumva ca să scoți bullshit-ul și să creezi ceva care, nu știu, un fel de Tony Stark așa în arhitectură. Un individ care cumva le reinventează. Bun. Defecte. Înăuntru am văzut că sunt foarte predispuși la dependența de substanțe. Toți sunt drogați. Am zis-o. Nu încearcă să fugi de chestia asta, că nu, mai bine le iei tu prin metodele tale proprii. Dar starea aia de bine, mai bine ți-o iei tu prin că ai făcut tu ce era de făcut, decât să o iei chimic. Că fiecare high are și un low. Și asta creează complicații. Rebeliunea excesivă, am observat că e foarte ciudată și e foarte necerută. Știi? Că e ca și cum primul tău gând e să încalci tema. Ceea ce nu știu dacă e cea mai matură idee posibil. Da. Ori are un ceva, dar nu e ce trebuie pentru arhitectură. Pentru arhitectură trebuie cumva să poți să pliezi tema cumva, să o, știi? Nu să o încalci din prima. Știi, asculti tema, urmezi tema și după aceea, pac, deodată întorci lucrurile în felul în care vrei tu. Pe sistemul ăla de zici da, da, da și faci tot ca tine. Ceea ce e un sistem foarte bun, numai că la un moment dat nu e suficient. E redundant cumva, e prea un singur as în mânecă. Și ce altceva mai rar ai întâmplat? Mai că am avut foarte mulți elevi în TP. Da, nu, sunt stereotipurile care sunt foarte bune pentru arhitectură. Să nu se plictisească. Asta e toată ideea, să te plictisești. Bun, INTP. INTP cred că e cel mai bun stereotip pentru arhitectură. Avantaje că îți vine să înțelegi totul. Absolut toți elevii INTP pe care am avut, toți au fost foarte buni dacă nu au picat la alte chestii. Ca personalitate, de exemplu. Da? Lenea. Lenea o problemă la INTP, am văzut. Cumva sunt niște roboței așa, foarte, foarte plăcubili și foarte
insightful, știi, zic numai lucruri care sunt inteligente și cumva se leagă asta foarte, foarte bine cu arhitectura, dar în același timp nu trebuie să fie prea, nu trebuie să fii prea, nu știu, a dori să înțelegi ceva 1000%, chit că ai capacitatea de a înțelege, problema e vorba de a exprima, știi, nu suntem într-un domeniu pur intelectual, ținește partea de meșteșug, așa că gândești cu creionul pe foaie, dacă e de gândit. Și asta din prima schimbă complet paradigma, să zicem. Da? Că altfel e riscul să ai doar în cap niște înțelegeri care nu pot fi traduse în nimic. O să poți să predai planșe la facultate și să creeze complicații. Dar în general o să vezi că o stimulezi foarte, foarte bine pe mediul ăsta intelectual de arhitectură. Nu un alt tricou. Bun. Se aprecieze stilul de desen. Îi întâmplă o linie de asta foarte finuță așa. Desenează urât, dar frumos în același timp. E foarte, foarte bine. Bun, trecem la fillări, NFJ-ul. La NFJ o să vezi, toți fillerii, ca paranteză, aveți probleme cu geometria descriptivă, din simplu motiv că nu sunteți făcuți pentru așa ceva. Nu sunteți făcuți pentru înțelegerea logică brută, așa. Așa că trebuie să-ți faci datoria față de tine, ca filler, să treci la a maximiza domeniul ăsta de geometrie descriptivă. Nu o să-l înțelegi niciodată prea bine, dar e foarte util ca să balanceze partea aceea de expresie. Da? Dacă ești NFJ, n-ai ce să faci, să stai să muncești ca să ajungi omul care vrei tu să ajungi. N-ai cum să te scoți cu vorba bună. Asta era la INTP. Eu am dat afară elevi foarte mulți în INTP când au început să mă manipuleze. Da? Să vrea să joace jocuri. Și la NTP la fel. Încearcă să cumva să-și întoarcă faptul că îi apreciezi pentru calități, ca un fel de leverage din asta, să zică, da, dar nu-mi fac tema odată, zic, da, dar nu-ți faci o tema odată, chiar nu-ți faci tema o singură dată, că după aceea nu mai vii la pregătirea asta, știi? Ceva de genul ăsta. NFJ-ul, dacă reușești să treci prin durerile de a accepta că nu se poate decât prin muncă și faptul că nu prea ești făcut să fii intelectual, adică chestiile astea rece așa, prost te satisfacă, să zicem. Tu ai nevoie să cumva ambiția ta să fie canalizată către ceva, dar fără să te pierzi prea mult în oameni sau ce zice proful sau habar n-am, da? Cumva tu să ajungi la concluziile tale în cele din urmă, după ce treci prin procesul ăsta complet de mobilizare. Așa că NFJ, da, cu ambiție și cu perseverență ajungi foarte bun. Am avut elev care nu înțelegea geometria descriptivă. Orice făceam, nu înțelegea geometria descriptivă. Și tot ala, fără taxă, da? Trebuiau ăștia, cum de ți-a ieșit? Mai contează, ieșit. Punct. INFJ-ul, foarte mulți elevi INFJ în ultima vreme. Atu e că, da, sensibili și cumva harnici, ciudați așa un pic. De foarte ok să fii ciudat, în domeniul ăsta e bine. Dacă ești ciudat, înseamnă că ai ceva de zis. Și foarte, foarte ok. Problema e cu, să mă gândesc cum să zic, când gândești prea mult, ca NFJ ai nevoie să înțelegi doar puțin din proces, că restul vine din expresie și din imaginație. Ok? Deci trebuie să înțelegi un pic din ce e de înțeles acolo, suficient ca să pună rotițele de imaginație în mișcare. Altă chestie care să fii atent e, atentă, e creierul... creierul ăsta fizic, cum zic ăștia, da? Adică capacitatea ta de a ține la efort. Da? Greu să... Nu, uite la mine, să predic ceva, să și fac lucrul ăla. E foarte greu câteodată, dar nu contează. Aia e. De ce nu? Da? De ce să nu facem ceea ce zicem? Chit că e greu. Da? O să fac asta cu... E ca un mic hop peste care dacă treci, îți revii repede. Da? Cu energia, cu chestii. Bun. Și din nou, ciudățenia asta s-ar putea să fie un defect. Te crezi rațional, dar de fapt nu ești. Știi? Problema, cred că la INFJ, arhitectura care o creează e făcută să-i ajute pe alții sau ceva în zona aceea. Ok? NFP. NFP-ul sunt foarte... au un flair al lor. Un flair din ăsta de idei originale, simțite, care sunt iar un stereotip care dă foarte bine la arhitectură. E universal acceptat cumva.
subconștient totul, evident. Și tot ce zic aici e din experiența mea în a preda și din experiența admiterilor și din stilurile de desen văzute. În NFP se apreciază foarte mult. Ceea ce, dacă ești NFP, e foarte bine, dar e doar să nu fii leneși. Că asta e problema cu NFP-ul. Nu vă mobilizați. Nemobilizându-te, cumva te haosezi așa și te pierzi în lucruri. Da? Asta e ce am văzut foarte mult la NFP. Pe scurt, ta și fă ce zic. Că funcțiunea ta cognitivă slabă e cea care e foarte puternică la mine. Deci merge transferul de informații foarte bine. Ca să devii foarte bun, ce să zic, nu o să fii niciodată bun la tehnic. Nu vreau să aud, n-am văzut până acum, cum ziceam, filler care sunt bun la tehnic. Nici nu trebuie. Ei, prin originalitatea expresiei, am avut o elevă NFP care a intrat la fără taxă, nota cea mai mare la design de interior. Și pe artă, nu pe, că desenează poze. Pozele sunt mai puțin impresionante. Viziunea ei originală, freaky, care a nimerit fix pe timp acolo și a fost, da? Cum, aici e talent, da? Ceea ce e perfect. NFP, tot așa, cu profunzime multă, mai greu cu lumea asta reală, adică am văzut, NFP par așa cumva deconectați complet de tot ce e pragmatic. Dacă nu e pragmatic, are șanse să nu ajungă pe foaie. N-am pus să-l termin. Așa că tu trebuie cumva să fii pe pragmatic, să fii pe tripul ăsta de persoană care probabil să predea o planșă. Da? Și cam asta este, cred că ai NFP. În general, talentați așa, numai că câteodată parcă povestea bate prea mult logica și asta te face să pierzi la probe. Și la proiecte, îmi imaginez. Da? Indiferent cât de original o fie atelierul la care o să ajungi, tot o să fie o dificultate acolo. Ok? Bun. Next. Avem la gardieni. STJ. STJ mai greu cu originalitatea. Nu uita că domeniul ăsta de arhitectură e plin. Deja începe să fie ciudat de la STJ încolo, da? Dacă pentru rațional și pentru filler e cât de cât ok, adică cât de cât se descurcă într-un mediu ăsta abstract, cine e guardian din acesta sau e pe chestia asta de artizan, o să pară foarte ciudat, ca și cum e altă limbă vorbită la facultate. Asta e fiindcă sunt oamenii complet diferiți. Da? Dar asta nu înseamnă că nu poți să excelezi, înseamnă doar că e un pic altfel. STJ. Pentru STJ trebuie să da, o să fii foarte serios, foarte tema făcută cum trebuie, la datorie, așa foarte bine, dar e mereu o latură de nebunie în arhitectură, care trebuie și ea pusă pe datorie, cumva. Adică, pe lângă faptul că răspunzi la temă, trebuie să fii și ai ceva și ceva. Să te întrebi dacă ai ceva pus în plus sau e vreun pic din creativitatea aia și pe asta o dezvolți până la urmă. De iarăși, nu, lucrurile bine făcute sunt șmechere, dar uneori e nebunie și haos. Și oricum ai dau-o, nu se întoarce chestia asta, nu se repară niciodată, nu poți organiza. Trebuie să accepti că e nebunie și haos și trebuie cumva navigat acel haos, care e foarte inconfortabil. Incertitudinea aceea, da? ISTJ, fire foarte aturi, foarte sensibil, iarăși responsabil. Am avut elevi ISTJ care, dacă au înțeles latura aia nebunească de la mine, da? Adică partea asta de cum trebuie să crezi ceva care n-a mai existat până atunci, sau întrebările acestea importante, nu că dacă e curată foaia, dacă te concentrezi pe a desena ceva remarcabil, automat o să fie curată foaia. Dacă te concentrezi pe să fie curată foaia, acolo rămâi, numeri linii. Dacă trec peste hopul ăsta, ISTJ, ajung foarte, foarte, foarte bun cumva, că își cizelează percepția să fie fix ce trebuie. N-ai o profunzime aceasta amestecată cu pragmatism, ca desen și ca atitudine generală, cred că. Am avut niște elevi foarte buni ISTJ, din cap acum de Nisa. Chit că poți să fii și pe în afară. N-a avut un elev, Gabi, care era pe din afară ca ISTJ. De ce? Era pe din afară fiindcă nu vrea să înțeleagă ce se întâmplă de fapt. Adică el doar organiza. Știi, organiza ca să se simtă safe cumva. Dar nu e vorba despre asta, e vorba despre cumva exprima niște chestii care sunt mai profunde în interior, da? Ironii peste ironii și faze peste faze. Și haosul, ciudățenii, o să ai profesori care îți explică lucruri care n-au niciun sens. Da, au, dar nu pentru
nu sunt în limbaj de ISTJ, să zicem, da? SFJ-ul, surprinzător, am avut SFJ-uri foarte buni. TEA și cred că poate încă 1-2 maxim. Nu prea e tipic domeniul ăsta. Mi se pare că e alien totul. Oameni ciudați care încerc să te împrietenești, dar parcă e ceva mereu. Da? Și la mine, de exemplu, uite, vezi, sunt și în viața reală, sunt nice, nice, dar ceva scapă, da? E un ceva acolo care nu e, e ascuns cumva, da? Asta e partea de intuiție, da? Partea că în arhitectură oamenii sunt mai conectați de abstract decât de concret sau de emoții neapărat. Da, face zi cumva și la un moment dat cumva o să explici tu, o să-ți explici tu ce e bine și ce nu e. Când să fii super mega creativ, când să fii mai la locul tău. Dar fugi, și asta e un defect mare, fugi de gândirea de om normal. Fiindcă nu merge în domeniul ăsta, merge poate în alte domenii, dar în ăsta nu. În ăsta trebuie să fii un pic freaky, așa, un pic, știi, un pic. Dar vreau să mă bag joc de partea asta de artă. Dar arta implică un pic de subiectivitate care este de dragul artei, cumva, știi? Și cam asta dă imaginea holistică și ca stil de desen și ca planșă și dar bifează toate căsuțe și scoate o planșă foarte bună, un proiect foarte bun. După aceea ISFJ-ul, foarte serioși, am avut ele foarte serioși așa. Ideea e că nu gândiți, trebuie să începeți să gândiți câteodată. Ca că gândiți câteodată, zic, da? Adică suficient cât să înceapă să aibă sens totul, cumva, să motorașul să fie făcut. Nu faci doar că zic eu. Asta zic din experiența personală a meditației. Doar că zic eu, merge până la un punct, dar după aceea nu mai contează. Ce zic eu nu mai contează. Că problema ești singur în fața admiterii și trebuie să fii pregătit. Ceea ce înțeleg perfect. Adică înțeleg de ce, de exemplu, la mine la meditație, e mai tentant să asculți decât să te expui. Dar, din păcate, trebuie să te expui în permanență, că așa funcționează cu arhitectura. Da? Niciodată nu ești într-o cochilie acolo, un cuibar. Da? Nu ești niciodată în cuibar, trebuie să te expui. Ce o fi, o fi după aia. Da? Bun. Ce urmează? Artizanii. STP. STP-ul sunt foarte inteligenți, au o gândire aceasta pragmatică foarte, foarte precisă. E foarte de admirat. Eu admir cel puțin. Defectul vine când ce o să facă pe nebunii. Că STP-ul n-au cum să nu facă pe nebunii, s-a făcut să facă pe nebunii. Să vrea să bend the rules doar pentru ei și asta nu prea merge foarte mult. Și nici pe termen lung nu merge. Scoate și tu sentimentul de libertate altfel. Nu din chestia asta. Scoate și tu din. Habar n-am. 2 ore în plus pe zi pentru tine. Habar n-am. Ceva de genul. Chit chiar o să pară foarte ciudați toți oamenii din domeniul arhitecturii, că sunt toți OZN așa. Chit că nu prea. E chestia de intuitiv. Da? După aceea, SFP-ul. Să fii atent că ca SFP ai tendința asta de a fi un pic prostovan. Zic, dacă STP-ul se scopri în intelectul ăla precis, SFP-ul e foarte subiectiv. Așa că trebuie să te forțezi cumva să exprimi lucruri mai calitative. Da? Te mobilizezi în permanență. N-am fost SFP să nu fii ambițios. Toți sunteți ambițioși. Că vrei tu să iasă o chestie și tragi, da? Că e importantă pentru tine, da? Dar gândește, concurezi cu... Mie mi se părea greu să... Sau mi se părea totuși greu să concurezi cu INTP ăștia, de exemplu, da? Fiindcă erau foarte... Era un avantaj că lor nu le păsa să fie oameni normali, lor le păsa să iasă acolo, obsesia lor. La un anul meu, țin minte, nu știu, un 3 era plin de ciudați, adică... Dai seama, și eu, da. Erau niște creaturi pe acolo, știi? Și, da, ce să faci? Aia e viața. Să concurezi, intri într-un domeniu de oameni ciudați. Și tu trebuie cumva să încerci să joci după regulile lor. Ok? Se implică faptul că cât de cât înțelegi ceea ce se întâmplă, dinamica, da? Ce nu vezi prin direct în fața ta. Bun, ISTP-ul. ISTP-ul mi se par foarte, e un talent foarte atipic în arhitectură, fiindcă e o chestie de asta de... sport. E o chestie de asta care tu, ca ISTP, ai o înțelegere foarte precisă, dar cumva nu ești capabil să connect the dots ca să ajungă la ce vrei tu să ajungă.
Și asta e, cred că e provocarea numărul unu. Să nu mori pe interior când auzi ciudățenii abstracte. Da? Este o privire așa de ucigași în serie, cumva. De ok. Sau par foarte nice, așa, dar e o chestie, e ceva off-putting, știi? Dar nu e o problemă chestia asta. Ideea e că tu să înțelegi că cumva imaginația asta funcționează foarte pervertit la STP și la ISFP, dar la STP mi se pare foarte foarte greu, că e conectat de intelect, e rece așa. Da? Și acum, ISFP, ultimul, fiindcă recunosc că e târziu și sunt un pic spart. La ISFP, sincer să fiu, nu știu dacă e de arhitectură, ISFP. Fiindcă, nu știu de ce. Instinctul zice că mai degrabă ceva ca design de produs sau n-ar merge, de exemplu, pe urbanism. N-aș vedea de ce i-ar plăcea unui ISFP să facă lucruri tehnice. Dar design de produs mi se pare că ar fi foarte bun, fiindcă vorba aia de artist. ISFP chiar sunt artiști. Apa nu, am avut, parcă, da, am avut pe cineva. Foarte artist așa. Ce să zic? Artistul merge până la un punct. Și după aceea trebuie să fii și alte lucruri. Ceea ce e greu. Ok? Nu e imposibil. Dar tot cred că un domeniu un pic mai artistic, o latură mai artistică, un pic arhitecturii. Dar tot poți să încerci să faci. Nu e nicio problemă. Numai că, iarăși, trebuie să fie important pentru tine. Da? Iar și chestia aceea de a conecta ideile. Ca persoană emoțională, care simte foarte multe, exprimă foarte multe, dar către ce duc aceste lucruri? Duc spre ceva sau sunt complet inutile? Dacă sunt complet inutile, nu știu cum poți să zici cuiva să nu mai simtă ceva. Eu tot îi zic inteligență emoțională. Adică eu de multe ori simt lucruri care nu mă ajută, să zicem, și fac tot ce pot să mă tai de ele, știi? Să mă deconectez de ele. Ca să las loc pentru lucrurile care, da? Să mă torc cumva în oglindă situația. Da? Bun, dacă are sens ceva din ce ți-am zis aici, lasă un comentariu, zi-mi ce MBTI ai. Și dacă ești la meditații, contemplează la lucrurile astea, fiindcă ar trebui să începi să te gândești la ele activ. Să începi să vezi unde ți apar slăbiciunile. Dacă sunt astea care le-am zis eu, care sunt așa generale, sau sunt altele. Da? Și încet, încet, dacă te știi și pe tine, cum zicea Sun Tzu, dacă te știi pe tine și știi și inamicul, o să câștigi toate bătăliile. E, n-ai cum să știi inamicul 100% că nu știi ce subiect o să dea, niciodată, la nicio admitere. Dar, dacă te cunoști pe tine și cunoști cam ce se cere, ajungi pe un 80% sigur. Da? Poate și mai mult. Bun, spor la desen. Pa, pa.